Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Părerea mea este că s-a ajuns mult prea departe, domne. Dacă soția îi spune soțului: Marcele, du-te și du gunoiul imediat, ăsta zice: nu mă duc, dragă, nu mă duc, contez la Curtea Constituțională. Nici n-apucase ieri Iohannis să spună: nu, n-o dau jos pe Codruța, că Tudorel Gargamel sărea pe la gard, domne. Da, îi se vedea doar chelie, așa. Te reclam, domne! Alo, să știi că te reclam, da? Te reclam la curte, băi, nenorocitule, băi! Asta cu reclamatul la curte a ajuns ceva de genul: treaba ta, o să te târăsc prin tribunale, îți fac reclamații peste reclamații, vei regreta ziua în care te-ai născut. Tudorel Toader pune la îndoială abilitatea constituțională a președintelui în acest caz. În condițiile în care președintele României nu are abilitatea legală și nici competențele funcționale de evaluare a activității profesionale și manageriale desfășurate de procurorul șef al DNA, vom sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul președintelui de revocare din funcție a procurorului șef al DNA. Parcă l-aud pe Tudorel, ținând cont de legislația hap-hap-hap și în conformitate cu jap-jap-jap, te condamn la muncă silnică pe viață. Rudotele, să ne revenim, tată! Tudorel Toader a așteptat decizia lui Iohannis ca să poată să-i spună după aia: aha, aha, Clause, mă băiatule, tu ești profesor de fizică, nu te pricepi. Mă așteptam să faci tâmpenia asta, dar să știi că n-aveai voie să zici nimic. Mamă, băi, băiatule, nu puteai, mă, să întreb ce fraier ai fost. Acu te dau la Curtea Constituțională, pârnaia te mănâncă. Ce să-ți fac? Ce să-ți fac? Sub nicio formă nu luăm în calcul ideea de suspendare a președintelui României. Nici vorbă așa ceva. Ha, ce să-l suspendați, domnul Dragnea? N-au zis că-l bagă Tudorel Toader la Bulău? Noi zicem că Iohannis, domne, nu prea face nimic, dar nici cu Tudorel nu mi-e rușine. Și Tudorel împinge niște foi prin fabrică de n-are aer. Ce te costă să răspunzi la orice? Ha! Mergem la curte! Te dau la curte, te arunc peste gard! Se va ajunge să contești la Curtea Constituțională și amenzi de circulație, pe bune! Ce, domnul polițist, ce a spus? 3 puncte penalizare și 400 de lei amendă? Mă doare în cod, domne, contez la Curtea Constituțională. Mergem la curte, bă, cap de cretă! Să vedem ce părere au șoferii de la curte. Omușorul ăsta a venit cu o mare etichetă de marele specialist și profesor în drept și n-a făcut nimic pentru creșterea performanței justiției. Măcar dacă lua deciziile Curții Constituționale și spunea: uite, avem de modificat astea 100 de articole, făcea ceva, n-a lăsat nimic de pe urma lui. Eu l-aș remania fluierând. Doamne, ia uite-l și pe ăsta. Ia uite-l și pe ăsta. Alt sănătos. Ci că l-aș remania fluierând. Bine că nu vărsând sau mergând în patru labe. Cum adică fluierând? De ce ai fluiera? Apucături de matoleală, mă, fluieri, scuipi, te ștergi cu manșeta la bot. Deci, neică Gargamel, lasă curtea. Mai bine vezi ce face Iordache cu legile alea. Stai pasnic la Ciordache, da?